Care a fost resortul interior care a determinat această călătorie și de ce ați plecat singură? A fost totuși o călătorie periculoasă, sau mai periculoasă decât în alte părți. A fost o încercare de a testa granițele, pentru că se vorbește mult în ultima vreme în lumea diplomatică, în lumea politică, despre noul drum al mătăsii, despre noile drumuri ale mătăsii. Altfel spus, despre drumurile care ar putea traversa din China prin Asia Centrală, Caucazul de Sus, până în Europa, într-un fel sau altul, pe linie ferată sau altminteri, această distanță mare, care altădată era străbătută de cămile și cai și căruțe, pentru a aduce mărfuri sau și energie prin gazoducte și așa mai departe, dintr-o parte a lumii în partea cealaltă. Întrebarea e dacă aceste lucruri pot fi făcute, ținând cont că în toată această regiune din China până la Marea Neagră, sunt țări autoritare, ca să nu spun dictatoriale. Sunt țări care au conflicte minore sau majore între ele. Sunt țări care au războaie deschise. Sunt granițe neclar trasate. E greu să treci dintr-o țară în alta. E greu să obții vize. E greu să obții scrisori de invitații înainte să obții vizele. Și așa mai departe. Deci am vrut să văd cât de lesne poate fi traversat acest traseu despre care americanii, europenii, chinezii în ultima vreme, din care ei vor să reconstruiască drumul mătăsii așa cum era el înainte de Marco Polo pe vremea grecilor antici. Dar de ce singură? De ce a spus? Trebuie să spun că toată călătoria a fost finanțată de Black Sea Trust. Și pentru că am avut un buget, m-am încadrat în el, m-am descurcat cu el și pe de altă parte, oricum singur, mergi mai repede decât în echipă. Mai mult glumesc, dar de multe ori se întâmplă să fie așa. Știu asta din aventurile mele montane, să zic așa. Mai mult de două, trei persoane făcea ca expediția aproape să eșueze. Și drumul mătăsii este astăzi mai degrabă o rută simbolică sau încă mai are o importanță economică? Care sunt motivele pentru care ar putea să fie reluată această rută și îi se acordă din nou o importanță acestei rute în, eu știu, în plan geopolitic sau comercial? Ideea americanilor a fost să redeschidă drumul mătăsii pentru a pacifica regiunea, începând cu Afganistanul. Ca să facem o scurtă introducere în istorie, drumul mătăsii pleca din centrul Chinei, unde erau din capitala vechii Chine, Xi'an, actualmente, și avea mai multe variante. Varianta principală mergea prin Afganistan spre Siria, și apoi traversa Mediterana până la Roma sau până în Grecia. Există o altă variantă care traversează, cea pe care am urmat-o eu, care traversează Asia Centrală și Caucazul și ajunge la Marea Neagră, trece prin România spre vest. Există, sigur, și varianta pe care a călătorit Marco Polo, pe drumul stepelor, prin Rusia, da? Ocolind Marea Neagră, prin nordul Crimeei. Variante multiple. De pildă, chinezii au deschis deja o cale ferată rapidă care urmează să facă legătura Beijing-Berlin și care va fi mult mai rapidă decât transportul pe mare, cu vreo 2 săptămâni. Deci un transport de mărfuri care ar călători pe această rută ar ajunge cu 2 săptămâni decât un transport care ar ocoli prin ocean. E o variantă. Sigur, există cealaltă variantă geopolitică despre care putem vorbi și care ține cont de cum să luăm noi resursele din Asia Centrală, în special din Turkmenistan și din Uzbekistan, dar și din Kazahstan, și să le transportăm spre Europa Vestică. Asta e ceea ce interesează pe europeni în special.
Deci există o multitudine de interese pentru ca această zonă pe care Mackinder, cel care a inventat geopolitica, o numea inima lumii. Cine stăpânește Heartland-ul, spunea Mackinder, poate stăpâni lumea. Și sigur are o demonstrație cu care putem sau nu putem să fim de acord cu el. Întrebarea pe care mi-am pus-o permanent este aceea. Cum poți să faci din această zonă, să o redai circulației mărfurilor, da? Pentru că economia poate aduce și democrația cu ea în această zonă. Cum poți să transform câte vreme drumurile sunt aproape impracticabile? Spre exemplu, am trecut din Kârgâzstan în Tadjikistan prin Pamir, undeva la 4.000 de metri e o trecere. Pe un drum pe care l-au făcut sovietici în urmă cu 100 de ani, care e aproape nu se poate merge cu mașina pe el. Nimeni nu l-a mai reparat niciodată. În graniță sunt niște oameni aproape sălbăticiți, te trezești față în față cu ei, ei sunt neașteptați că te văd pe tine, se gândesc ce caută, de ce intră, cum intră, stai și aștepți, bate vântul, ninge, toți soldații te înconjură, se uită la tine suspect, te gândești o să ieși de acolo, nu o să ieși întreg, treci mai departe, mai departe ce faci? Nu e nicio mașină acolo. Între granița asta și următoarea localitate erau 60 de kilometri. Cum ajungi acolo? Pe jos, dacă e încă lumină, nu? Deci pe jos. În fapt, pe acest jos ar fi un fel de deșert montan la 4.000 de metri. Frumos, foarte frumos. Dar dacă te gândești cum trăiesc oamenii acolo și ce fac pentru a-și susține viața, răspunsurile sunt imediate. Ei trăiesc în iurte, pe partea tadjică cel puțin, pe partea cârgâză sunt seminomazi, trăiesc doar vara în iurte și iarna se întorc în orașe. Dar pe partea tadjică, iurte în case, în orice caz, trăiesc de pe urma iacilor, de pe urma agriculturii de subzistență, ca să zic așa. Dar lumea trăiește, face lucruri în satul următor după graniță, era la 4.000 de metri, m-a întâlnit o profesoară de engleză care preda engleza într-un sat de 200 de persoane, într-o școală care n-a avut niciodată lumină, într-un sat care a fost de mult conectat la electricitate, dar nu mai este, în care oamenii se încălzesc cu balegă amestecată cu cărbune. Astea sunt condițiile de acolo. Poți să redeschizi o nouă magistrală comercială, măcar atât de fructuoasă cum era ea pe vremea lui Timur Lenz sau mai devreme, nu știi. Mi s-a părut foarte interesantă descrierea regiunii Xinjiang, regiunea uigură și tensiunea dintre budiști și musulmani, felul cum sunt tratați musulmanii. E despre asta, nu prea am citit nicăieri în presă, e o chestiune destul de obscură pentru presa occidentală. Xinjiang ca și Tibetul sunt două regiuni care își revendică autonomia pe motiv că n-au fost tot timpul ale Chinei. Xinjiang, de care spune, sau regiunea uigură, cum o numesc majoritarii de acolo, care sunt o populație turcică și musulmană, au și încercat și au și obținut pentru o scurtă vreme, secolul trecut, o independență. E un loc complicat, pentru că în ultima vreme sunt multe atentate, ei vor autonomie mai lărgită, vor drepturi mai multe, dar în paralel cu aceste revendicări ale lor, Beijingul încearcă să pună totul sub capac. De asta nici nu se prea vorbește. Foarte rar apar știrile despre ce se întâmplă în regiunea uigură. În mod normal, în China, știți, o familie are voie să aibă doar un copil,
în cazul în care părinții fiecărui membru al familiei a avut la rândul lui doar un copil, atunci familia poate să aibă doi copii, asta e o nouă relaxare de politică demografică în China, dar minoritățile, potrivit legii, pot să aibă și patru. Ce se întâmplă cu femeile care, musulmane care rămân însărcinate, însă e o oroare acolo. Multe dintre ele sunt extrem de curajoase, sunt vocale, vor să se întâlnească cu străini, să vorbească, să spună ce li se întâmplă. Sunt obligate să facă avorturi în 7 luni, în 8 luni. Multe se prăpădesc din cauza asta. Și apoi există o politică extrem de incisivă a Beijingului de a aduce populația majoritară, care se numește Han, să o mute înspre regiunea vestică a Chinei. Și le oferă tot felul de facilități. De pildă, cineva care se mută dinspre, da? Deci un chinez care se mută în regiunea vestică primește automat o casă într-un oraș ca, cum e Kashgarul, să spunem, 10.000 de dolari pe an, serviciu pentru el și pentru soție și așa mai departe. În vreme ce în aceeași regiune musulmanii nu-și găsesc de lucru, sunt în majoritate șomeri. Și asta îi radicalizează pe... Și asta îi radicalizează, da. Când am fost eu acolo, a fost un atentat puternic. Da. Și era chiar după o vizită a lui Xi Jinping în zona uigură. Cu toate astea, de pildă, Urumqi, care e cel mai dezvoltat oraș din vestul Chinei, din această regiune uigură, și care este deja un nod de, nu doar de drumuri, ci și un nod de gazoducte și de conducte petroliere și așa mai departe. Orașul pare foarte cosmopolit. Mergi pe stradă și vezi denumiri ale firmelor, ale magazinelor în chineză, în arabă, în engleză, în rusă. E... În puține locuri din lume vezi denumiri așa multilingve puse spontan peste tot, puse din spirit comercial sau de reclamă. Care, povestiți-mă o situație în care v-ați simțit cu adevărat în pericol sau care a fost situația care vă amintiți că ați fost într-un pericol iminent. Asta cu trecerea din Tajikistan, din Kârgâzstan în Tajikistan, în Pamir, atunci, da, m-am simțit extrem de singură, eu și cu cazarma de soldați în jurul meu, uitându-se la mine ciudat sau poate mai mult decât atât, ca și cum n-ar fi văzut în viața lor o femeie blondă. Da, atunci m-am simțit în pericol pentru că dintr-o dată îmi dădeam seama că n-am nicio variantă de ieșire. Dacă oamenii nu mai voiau să-mi dea drumul, de exemplu, n-aveam ce să fac. Eram în mijlocul lor. Erau ca un cerc de sălbatici în jurul meu. Și stăteam acolo și așteptam să-mi pună ștampila pe pașaport, să trec mai departe. Asta a fost o situație limită din punctul meu de vedere. Pentru că îmi dădusem seama și până atunci, înainte să plec la drum, de pildă, să ajung aici, m-am gândit unde să pun banii în cazul în care în granița asta pustie de la 4.000 de metri cineva vrea să-mi scoată tot ce am, să nu mi găsească. Aveam nevoie de niște bani cash cu care să plătesc mașini, cazări, mai mănânci ceva pe drum. În orice caz, plecasem de acasă cu niște bani cash, dolari, în bancnote foarte mici, 5, 10, deci aveam un teanc. Care nu știam unde să mi-l pun, să-l pun în pantofi, să-l pun în sutien. Mi se păreau toate astea, mi se păreau niște locuri, niște clișee de pus banii. Da. Știam că că e mai complicat locul ăsta. Da. Deci până la urmă i-am pus în fiecare buzunarel, am împărțit așa în multe locuri. În cazul în care cineva îmi fură rucsacul, spre exemplu, să am și în buzunar... 200 de dolari cu care să eventual să supraviețuiesc mai departe. Era frica asta că tot timpul cineva poate lua bagajul și tu rămâi fără nimic. Da? Am plecat de acasă cu o chestie de pus la gât, așa bej, transparent, să nu se vadă. Sigur, la fete e mai greu, pe care să o pun pe sub tricou și în care să-mi țin pașaportul și cardul adevărat. Într-un alt portofel țineam un card fals.
fals, nu fals, nevalabil, da, pe care dacă cineva mi-l fura nu se putea întâmpla nimic. Deci aveam și un portofel pentru eventualii hoți, în care țineam niște mărunții și două carduri expirate. Dar toate astea îți creează, bineînțeles, tot felul de probleme, însă în granița Chizilar se numește pasul acesta de la 4.000 de metri, acolo am fost realmente neajutorată. Ce puteam să fac singură în situația asta? De multe ori am fost în situații oarecum limite, dar aici mi se părea că nu ai nicio scăpare. Întotdeauna ți se spune, atunci când ești într-o cu pistolul la tâmplă, găsești dintr-o dată 1.000 de soluții. Dar aici atunci îmi dădeam seama că de fapt n-am nicio soluție. Și cum, dar vi s-a întâmplat până la urmă să vi se fure ceva sau ați avut o întâmplare de genul acesta? Da, mi s-au furat date din computer. De fapt mi-au de la distanță, nu știu cum, și telefon, și iPhone-ul, și computerul, și tableta mi-au fost rase. Există o suspiciune foarte mare față de străini, a autorităților din tot șirul acesta de țări și știu și tehnică, dacă intră în computer și interesează telefonul, știu, vor să afle contactele pe care le-ați avut cu localnicii, nu? Cam astea au fost. În orice caz, când am ajuns în Georgia, eu presupun că în Turkmenistan au făcut asta, sau în Azerbaijan, în Georgia n-am mai găsit nimic în computer, trimisesem poze. A, chiar v-au șters? Da. Da. Îmi stricaseră adresa de Yahoo, trimiseseră de pe adresa mea tuturor prietenilor o copie după pașaportul meu, deci cu toate datele, extrem de minuțioase, că merg spre Belgia, să nu mă aștepte nimeni în Turcia, sau drumul meu urma prin Turcia, pentru că am ajuns în Georgia și de acolo urma să ocolesc pe varianta drumului mătăsii care merge spre Istanbul, Marea Neagră. Și în Georgia m-am trezit că nu mai am nimic în computer și în telefon. Aveam aranjat întâlniri, pentru că totdeauna nu le-am făcut pe toate de acasă și nici nu aveam cum, pentru că deși mi-am făcut un program destul de serios și pe care l-am respectat în mare măsură, totuși nu știi exact când și unde ajungi și atunci sunt de pe traseu unde vrei să mergi. Am avut tot timpul întâlniri cu diplomați străini, cu diplomați occidentali, cu oameni de afaceri, cu dizidenți unde s-a putut, dar fie contactele le aveam de acasă, fie le primeam de la Radio Free Europe, care are rețea de radiouri în toată această zonă, Radio Liberty, fie cineva m-a ajutat dintr-o țară în alta și îmi spunea, am un prieten care ar putea să vorbească cu tine și care e în Azerbaijan, sau ei se mai cunoșteau, da, în rețelele de oameni mai democrați. Acum, câți dintre ei lucrau și pentru guvern sau pentru serviciile guvernului, câți dintre ei erau de adevăratele dizidenți. Dar v-a simțit urmărită? Nu întotdeauna. Până când un diplomat occidental mi-a spus la Tashkent, mi-a spus să nu vă lăsați niciodată computerul în camera de hotel. Nu m-am gândit să le iau, pentru că am spus că eu n-am nimic de ascuns. În fond, ce voi scrie va apărea, nu mă ascunde nimeni. Și nu era nimic subversiv, de fapt, în computerul meu. De ce l-aș fi cărat cu mine peste tot? Însă în Turkmenistan era evident, adică mă urmăreau pe față. Că era cineva, nu aceeași persoană, îmbrăcată totdeauna aproape identic, care venea după mine. Te verificau asta și în China mi se întâmpla. Veneau și te verificau uneori și noaptea. Am auzit niște zgomote, vă simțiți bine? Sau ziua, dacă cumva erai în camera de hotel, veneau și băteau. Poate aveți nevoie de un prosop. A simțit și o prezență așa constantă a Rusiei asupra fostelor republici? Adică ei simt o presiune sau o prezență a rușilor în zonă? E o prezență implicită la televizor.
programele rusești se pare că sunt atât de bine făcute, cel puțin cele de divertisment, încât în toate țările Asiei Centrale, cu excepția Turkmenistanului care urmărește programele Turciei, toată lumea le vede. Chiar și în Tajikistan, unde oamenii vorbesc o limbă persană și ar putea să se uite pakistanezi, indieni, prind și asta, dar preferă programele de divertisment ale rușilor din motive... nu îi obligă nimeni, da, deci se uit peste tot, vezi în hoteluri unde sunt persoane foarte în vârstă uneori și rulează muzică rusească sau genul ăsta de programe ușurele la care se uită tot. Însă, pe de altă parte, oamenii mai în vârstă cu care am vorbit spun că tinerii nu mai vor să învețe rusește, că preferă să învețe engleză. Dar Rusia este peste tot acolo, absolut. Sigur, Turkmenistanul, de pildă, e o țară extrem de, nu numai foarte independentă, dar are o neutralitate pe care o duce la limite. Rusia nu are influențe foarte mari acolo. Nu cred că n-ar putea face presiuni la o adică, dar nu mai are așa. Și în Uzbekistan. Ele toate sunt conduse de dictatori, dar unii dintre ei sunt mult mai pe picioarele lor decât în Kazahstan sau decât în Kârgâzstan, unde oamenii, deși au avut două revoluții liberale, tot se întorc spre Rusia. Inclusiv în zonele în care sunt foarte mulți musulmani practicanți și unde mișcările islamiste au început să prindă putere. Chiar și acolo nostalgia e o nostalgie așa transmisă cumva dintr-o generație în alta, că pe vremea rușilor totul era stabil și toată lumea era bine, prinde cumva la oameni. În același timp există mișcări din acestea care militează mai degrabă spre fundamentalism. Am întâlnit băieți tineri, vorbitori de limba engleză, care își doreau un stat islamic și care aveau cunoștințe religioase suficient de solide ca să-ți construiască o teorie în sensul ăsta. Kârgâzstanul, de pildă, urmează să se alăture Kazahstanului în Uniunea Eurasiatică. Dar Rusia și China se bat pe aceste teritorii, pe care Rusia crede că le mai poate controla din punct de vedere politic, dar China începe să le controleze din punct de vedere economic. Pentru că guvernul de la Beijing investește foarte mult și a investit deja în Turkmenistan. Există o conductă care leagă Turkmenistanul de China. Urmează să se construiască pe bani chinezești o cale ferată care să traverseze Asia Centrală. Dacă toate aceste țări se înțeleg între ele, pentru că țările sunt astfel decupate geografic, să spun așa, încât există tot felul de enclave între ele. Uzbekistan nu are o enclavă în Kârgâzstan, Kârgâzstan nu are o enclavă în Tajikistan, Tajikistan nu are o enclavă în Uzbekistan. Și toate sunt lăsate moștenire de Stalin în așa fel încât niciodată aceste teritorii să nu trăiască liniștite, ci să aibă ceva de împărțit dacă nu sunt sub umbrela Rusiei. Înțeles. Peste tot amintiți și ce ați mâncat și ce restaurantele unde ați fost, ce feluri de mâncare. Până la urmă, cum v-ați descurcat cu mâncarea? Călătorii occidentali deseori spun că e groaznic să... că nu se adaptează la regimul gastronomic, culinar. Nu cred că în China mi-a fost foarte simplu, pentru că la micul dejun toată lumea ți oferea tot felul de spaghete, să zic așa, cu vegetale. Eu sunt vegetariană. Da, deci ce mâncam la micul dejun era suficient în principiu. Și după aia încercam toate fructele pe care le găseam în piață. În Tajikistan, unde în zona Pamirului, care înseamnă mai mult de jumătate din Tajikistan și unde statul de fapt nu controlează aproape deloc, acolo, odată după o zi extrem de friguroasă, am mâncat și unt de iac.
într-o casă primitoare unde oamenii mi-au dat unt de iac, pâine și ceai. Și mi s-a părut incredibil de bun. Dulciurile sunt foarte bune, sunt ca în 1001 de nopți. Adică toate descrierile din 1001 de nopți le vezi peste tot în aceste țări din Asia Centrală. Și în Turkmenistan se mănâncă cea mai bună prăjitură. Noi o numim aici, în Transilvania, se numește albinuța, cred. O prăjitură cu miere și cu ceva cremă albă din vanilie. Acolo, cred că e mama ei, acolo s-a inventat, e incredibil de bună. Și ceaiurile, peste tot. Toată lumea bea ceai în toată zona. În Tajikistan se spune, trebuie să-l bei înainte de masă, împreună cu prăjitura. În China trebuie să-l bei tot timpul. În Turcia trebuie să-l bei după masă, neapărat concentrat.